Șerban al II-lea, Cantacuzino, era nepot al postelnicului Constantin Cantacuzino și strănepot al domnitorului Radu Șerban. A fost botezat cu numele Șerban de către unchiul său dinspre tată, viitorul domnitor al țării românești, Șerban Cantacuzino, cu care nu trebuie confundat. A fost un mare dregător al lui Constantin Brâncoveanu și un însemnat sfetnic și colaborator al acestuia. Deoarece avea reședința la Măgureni, este cunoscut și cu numele Măgureanul, iar Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, îl portretizează în romanul Istoria Ieroglifică, drept balaban, o specie de șoim. Au ajuns până în zilele noastre câteva obiecte pe care vornicul Șerban Cantacuzino le-a donat mănăstirilor mărgineni, Comana și altor câtorva, descoperindu-ne o parte din povestea vieții sale. Talerul lucrat din argint aurit într-un atelier din Augsburg dă mărturie despre mai multe evenimente personale, dar și despre câteva fapte istorice. Acesta are pe bordură o stemă a Transilvaniei, care criptează un episod din istoria relațiilor dintre țara românească și Transilvania, în contextul luptelor pentru hegemonie în zonă dintre Imperiul Habsburgic și cel otoman. Pe de altă parte, inscripția de pe mijlocul talerului arată că a fost dăruit la Mănăstirea Mărgineni în amintirea părinților Drăghici și Păuna, precum și despre solia sa diplomatică. În calitate de mare comis, el fusese trimis de către domnitorul Constantin Brâncoveanu în solie la Constantinopol, iar la întoarcerea de la Înalta Poartă, de unde s-au cumpărat de la turci talerul, s-a întâmplat ca soția sa, Maria, să moară la nașterea fiicei lor. Cercetări arheologice de acum o jumătate de secol au evidențiat veridicitatea inscripției de pe taler prin descoperirea la Mănăstirea Comana a mormintelor soției și fiicei boierului Șerban Cantacuzino, Măgureanu. Micul lacrimariu decorat cu dungi verticale de culoare albă, specifice sticlăriei venețiene din secolul al XVII-lea, era singurul obiect găsit în cripta fetiței. Prezența vaselor de sticlă în morminte este atestată numai în Muntenia și constituie un indiciu clar al poziției sociale a defunctei. De fapt, în jurul anului 1700, Șerban Cantacuzino Măgureanu a comandat ample lucrări de înnoire a mănăstirii Comana, devenind al treilea ctitor. În același context, a adus de la Veneția un chivot de argint pentru veșnică pomenire și părinților Drăghici și Păuna și soțiilor Maria și Andriana. De formă cilindrică, chivotul sugerează modelul ideal al baptisteriului, inclusiv în privința conceptului iconografic care amintește de figurile celor 12 apostoli din baptisteriile Ravenei. Șerban Cantacuzino Măgureanu mai dăruiește un engolpion la Hurezi și câteva talere, devenite anafornițe prin inscripție, pentru alte câteva mănăstiri cantacuzine și brâncovenești. Prin donații și lucrări de ctitorire, acest mare dregător se înscrie în rândul elitei boierești care dorește conturarea unui proiect politic paralel celui promovat de puterea domnească.